Episoadele de iarnă târzie a dat peste cap și producătorii de roșii și costurile de producție. Primele tomate românești din sere și solarii nu vor fi mai ieftine de 15 lei kilogramul în primele două săptămâni de la recoltare. Nu vă spun cât costă roșile în marile lanțuri de magazine. Ba am să vă spun, 4, maxim 6 lei pentru un kilogram și asta cu tot cu profitul vânzătorului plus transportul intermediarului. Colegii de la Ziarul Financiar au vorbit cu doi dintre fermierii care fac legumicultură în România. De exemplu, în Giurgiu, investitorii avertizează, cităm, plătesc zilnic 12.000 de lei pe hectar pentru încălzirea serei, e jale. Vor fi scumpe legumele românești anul acesta sub 15 lei kilogramul, nu va fi roșia românească în primele două săptămâni de când apar cele de seră, adică pe la sfârșitul lunii aprilie. După aceea, prețurile se duc în jos. Am încheiat citatul. În supermarket, roșiile vrac de import se vând la prețuri cuprinse între 4 și 6 lei pe kilogram. Creșterea prețurilor roșilor autohtone ar putea conduce la o creștere a inflației. Un alt proprietar de fermă de legume confirmă și el că prețul tomatelor de seră poate ajunge la 15 lei pe kilogram în primele săptămâni de la recoltare, pentru că în piață sunt puține roșii autohtone, iar oamenii cumpără de poftă. România produce în jur de 700.000 de roșii anual. În 2016, România au consumat roșii din import de peste 70 de milioane de euro.